Salut, sunt Andrei și vreau să vă binecuvintez cu povestire, cu o întâmplare ce am avut-o mai la început, când am început să-L caut pe Dumnezeu, să-L caut pe Iisus și să trăiesc viața cu El. Eram într-o zi și trebuia să mă duc în oraș. Și am zis, vrut să iau tramvaiul. Și m-am rugat între timp. Am văzut că în Biblie era răbdare și am văzut că nu prea am răbdare, nu prea aveam răbdare nici cu soția, trebuia să-i explic mai mult ca să înțeleagă și nu aveam răbdare, aveam impresia că toată lumea trebuie să se miște foarte repede, să înțeleagă lucrurile așa cum trebuia să le înțeleg și eu și așa mai departe. Și nu aveam răbdare și m-am rugat la Dumnezeu să-mi arate, să mă învețe răbdare. Și m-am dus în oraș, trebuia să mă întâlnesc cu un prieten atunci și mă duc în stația de mă duc către stația de tramvai și când, nu știu, eram la vreo 20 de metri de stație, văd de după bloc că pleacă tramvaiul și am zis, ai, na, lasă, asta este. Am zis că nu mă enervez, mă bucur. Și mă duc și stau în stație, mă pun jos și cred că parcă m-am uitat la aplicație pe telefon și am văzut că parcă, sau nu mai știu, dar cumva știam că o să dureze vreo jumătate de oră până vine următorul tramvai. Și atunci am zice, Duhul Sfânt îmi zice, păi n-ai cerut să înveți răbdare. Oa, și ce m-am bucurat, am zis, da, Doamne, acum am învățat răbdare, uite numai bine, e liniște aici, e frumos, toată lumea a plecat cu tramvaiul, e stația goală, pot să stau și să mă bucur cu tine și să stau să vorbesc cu tine și învăț răbdare, învăț, aștept tramvaiul frumos și învăț răbdare, mă mai înveț, am răbdare. Și a fost super. Am stat cu Dumnezeu, am stat, cred că am și citit din Biblie un pic de pe telefon și m-am încărcat și eram foarte bucuros. În spate, peste drum, era un birt, ca să zicem așa pe românești. Era un birt cu terasă, că era vară. Și acolo, la birt, auzeam un copil care plânge. Și era taică-su, copilul, în căruț. Copilul avea un an jumate pe acolo, maxim. Că acum știu că îl văd pe a meu și îmi dau seama. Atunci nu știam, nu îmi dădeam seama cam cât are. Dar acum îl văd pe a meu și știu cam cât avea. Așa, și copilul ăsta plângea, plângea, plângea și taic-o stătea, îl vedeam pe taic-o și el era așa foarte trist, așa, și deprimat și bea bere. În fine, și mă gândeam, ai, Doamne, dar ce nu e bine pentru copilul ăla în locul ăla în care stă clar de are, de-aia simte ceva acolo și de-aia plânge și nu-i place și foarte urât făcea. Și vine tramvaiul, mă urc în spate de tot, la ultima banchetă și când se închide ușa, văd că vine ăsta, nenea ăsta cu copilul cu căruțul, ăsta de la terasă. Și duc repede să-l iau, să-l ridic și-l pun căruțul și-l ajut. Și mersi, mersi, fain, nu știu ce. Și se pune omul fix lângă mine, pe bancheta din spate. Și eu zic, bă, dar copilul ăsta, și tot plângea copilul ăsta, tot plângea copilul ăsta, tot plângea copilul ăsta. Și am zis, uai, Doamne, da, sigur are ceva copilul ăsta și trebuie să... Și mi-a venit așa, așa mi-a venit în mine, bă, trebuie să numai să-l ating, Doamne, și tu o să-i faci ceva. Tu o să-i faci ceva. Numai să-l ating, numai dacă reușesc să-l ating. Și când am zis asta, în fața mea la vreo două scaune și în față de tot, deci tramvaiul merge și lumea nu are niciun motiv să se întoarcă în spate, e inutil. Dar în momentul când ai zis, uai, Doamne, numai să-l ating, numai trebuie să-l ating un pic că tu o să-i faci ceva. S-au întors la mine doi oameni, erau bărbați, mai bătrâni, s-au întors așa. Așa, s-au întors la mine și s-au uitat. Și s-au făcut ochii negri și erau, uai, Doamne, ăștia ne aud, așa am zis în mine atunci, ăștia ne aud cum vorbim. Și s-au întors așa și s-au uitat așa la mine și pe aia s-au întors înapoi, dar foarte repede s-au întors înapoi. Și cred că la vreo 2-3 minute au venit stația și era o stație cam într-un loc, nu prea coboară lumea stația aia, dar instant, ori coborât ăștia doi jos și eram, bă, ăștia le frică de grav de tot, încât ori fugi, când mură mă omor auzit, că era un copil al lui Dumnezeu care știa să vorbească cu Dumnezeu atunci acolo, ori auzit vibrația care se crea în Duhul meu cu Duhul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și ori simțit comunicarea. Și s-au speriat atât de tare de împărăția cerurilor din mine, încât o fugi jos. Atunci era mai mic. Era mai mic, în Dumnezeu nu știam atâtea. Dacă știam atâtea, poate că trimiteam niște îngeri pe ei să-i căsăpească. Dar atunci nu știam lucrurile astea. Acum
Acum știu mai multe. Așa. Între timp mi-am adus aminte de ei și am trimis îngerii să-i rezolve. Așa. Și a zis, băi, ce fain. M-o pompa și mai mult asta. M-o încărcat. Eram, uai, Doamne, clar o să faci ceva cu copilul ăsta că tot plânge. Și mă gândeam, dar cum să-l ating acum, să mă rog pentru el, să fac ceva pentru el. Nu prea știam cea prea multe despre rugatul pentru oameni, cum poate o să mai auziți pe aici mărturii, când mergeam să ne rugăm pentru oameni, eu și soția, și vedeam rezultate instant. Atunci nu știam, n-am mai avut așa ceva până atunci, să am rezultate instant pentru cineva să mă rog. Cred că nici nu m-am rugat pentru nimeni până atunci. Asta cred că a fost primul. Și am zis, cum să fac să-l ating? E un copil, na, eu așa pun mâna pe copii, așa, fără sens, n-are niciun sens. Chiar dacă l-am ajutat pe nenea, dar n-aveam niciun motiv să mă bag în seamă cu el, așa, și nu știam ce să fac. Și mai trec vreo două stații, cred că eu trebuia să merg mai departe cu tramvaiul, și îmi zice ăsta, taică-s-o, bărbatul, îmi zice, mă mai ajut odată să-l cobor jos. Și eram, uai, Doamne, asta e ocazia, mă, pot să-l ating pe copil. Și se întoarce el cu spatele, coboară și îl prinde mânerul ăla din față de la căruț, care e acolo, unde țin mâncare, de obicei copii sau chestii, acolo în față. Și cum îl țin așa, îl ating așa cu degetul mare pe mânuță, pe copil. Numai atât am zis, bă, numai să-l ating. Și-l ating așa cu degetul mare. Și când îl ating cu degetul mare, deci copilul plângea în continuare. Zic, Doamne, vindecă-l! Așa în mintea mea zic, încet, Doamne, vindecă-l! Și în momentul ăla copilul că stătea cu privirea în spate, se uita după taică-s-o și urla, urla, făcea urât. Se întoarce așa la mine, așa, se uita așa la mine, așa, cu niște ochi mari și vede așa cum erau ochii înlăcrimați și nu mai plânge. Și stă așa și se uita la mine, așa. Și mă uita așa și eu înapoi la el, că eram și eu la fel de șocat, că s-a oprit din plâns instant. Și le iau așa și îl pun așa frumos jos și îl las acolo jos la taică-s-o. Și copilul se tot uita la mine și eu mă tot uitam la el. S-a închis ușa, m-am dus în spate, înapoi m-am pus jos și am zis, uai, Doamne, ce s-a întâmplat? Și asta a fost, cred că prima dată când am văzut rezultate instant, când m-am rugat pentru cineva, fără să habar n-am nimica despre asta. Dar am știut că Dumnezeu poate să facă ceva când noi ne rugăm. Și în credința care am avut-o eu atunci ca un copil, am știut. Și am zis, Doamne, dar cum așa? Simplu, cum s-a întâmplat? Și atunci, Duhul Sfânt mi-a adus aminte femeia cu scurgere de 40 de ani sau nu mai știu câți ani avea, scurgerea de sânge, că o zis ea în mintea ei, o zis, numai să-l ating pe haină pe Iisus și o să fiu vindecată. Și atunci, puterea a ieșit din Iisus și pac, o vindecat-o pe femeia instant. Și Iisus o zis, cine mă atinge? Cine m-a atins? Deși era îmbolzit de lume, dar cine m-a atins așa? Cu credință. Am înțeles atunci, mi-am dat seama direct că ce a fost în Biblie s-a întâmplat în viața mea și mi-am dat seama că ce găsim în Biblie trebuie să trăim și noi. Și asta mi-a arătat Dumnezeu clar, că când citim, trebuie să devenim ce citim, trebuie să trăim ce citim. Nu neapărat mota-moca acolo, dar ceva trebuie să, întâmplările care ne se întâmplă în viața noastră, trebuie să rezoneze un pic cu ce scrie acolo în Biblie. Dacă nu, doar o memorăm și ne dăm mari cu câte versete știm sau și mai departe. Deci nu asta e ideea. Și a fost o întâmplare foarte faină pentru mine, la început. Poate vă ajută și pe voi să vă crească credința și să vă încurajeze să comunicați cu Dumnezeu și să fiți în relație cu El, pentru că în momentul ăla atunci lucrurile se întâmplă de la sine în jur. Nu trebuie să mergi neapărat să ieși să evangelizezi, să nu știu ce. Pur și simplu viața ta devine activ o evangelizare și o trăire vie cu Dumnezeu în fiecare zi, de toate lucrurile care ne se întâmplă. Și a fost foarte fain. Sper să vă încurajeze și pe voi în numele Lui Iisus, Tatăl Sfânt, binecuvintează și pregătește-le tu niște întâmplări la toți cei care ascultă. Pregătește-le tu și arată-le tu că tu vrei să faci lucruri faine prin viața lor și cu ei împreună și să lucrezi cu Duhul Tău cel Sfânt și să ne comunici lucruri faine. În numele Lui Iisus, fiți binecuvântați!